Consilierul prezidențial Simina Tănăsescu a demisionat astăzi după scandalul legat de discuțiile cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu. În ultimele zile, în spațiul public au apărut speculații cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra unui judecător al Curții Constituționale, ca urmare a unei discuții purtate de doamna Elena Simina Tănăsescu cu domnul Petre Lăzăroiu. Administrația prezidențială reiterează că nu au existat niciun fel de presiuni și sunt complet neadevărate acuzațiile aduse în acest sens. Având în vedere că este inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curții Constituționale pentru a nu prejudicia instituția președintelui României, doamna Elena Simina Tănăsescu a înaintat astăzi 20 iunie președintelui Klaus Iohannis demisia din funcția de consilier prezidențial. A transmis administrația prezidențială. Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a acuzat acum câteva zile presiuni din partea reprezentantului președinției României pentru a pleca din funcție. Ieri, 14 iunie, orele 14:30-15, am avut o întâlnire cu consilierul prezidențial pe probleme juridice, doamna Simina Tănăsescu, la cererea acesteia, nu la cererea mea. Printre altele, mi-a spus că are o sarcină ingrată și când am ajuns în birou la dânsa, mi-a arătat pe o hârtie care a circulat acum ceva vreme de la Fundația Vedem Just, care cerea, nici mai mult, nici mai puțin, președintelui CCR să pună în discuție mandatul meu. I-am spus că este o aberație, dar dumneei mi-a spus că președintelui se cere un decret de revocare a mea din funcție. I-am spus că președintele nu are această prerogativă pentru că revocarea se face doar de către plenul CCR. A declarat Petre Lăzăroiu. Simina Tănăsescu a fost consilier prezidențial la Departamentul Reformă Instituțională și Constituțională. Este profesor de drept constituțional și drept european în cadrul Universității din București.